Bun găsit în spatele meu este sala de ședință a Parlamentului, locul în care cei 101 deputați aleși în urma scrutinului de duminică își vor desfășura activitatea în următorii patru ani. Numărătoarea voturilor a fost finalizată, așa că putem calcula câte mandate de parlamentar revin fiecare formațiuni politice care a trecut pragul electoral de 6%. Așadar, cele mai multe mandate, 25 la număr, au fost obținute de Partidul Socialiștilor. Pe locul al doilea se clasează Partidul Liberal Democrat, care va trimite în Parlament 23 de deputați. Celor de la partid Partidul Comuniștilor le sunt alocate 21 de locuri în legislativ. Urmează Partidul Democrat, formațiune care va fi reprezentată în Parlament de 19 aleși. Iar ultimele 13 mandate vor reveni Partidului Liberal. Așadar, am văzut câți parlamentari va avea fiecare partid. Acum este momentul să vă arătăm și locurile pe care le vor ocupa aceștia. În spatele meu sunt. 101 fotolii, câte unul pentru fiecare deputat. Cele colorate în roșu deschis vor fi ocupate de parlamentarii PSRM. Urmează cele cu verde, locurile care le revin liberal-democraților. În roșu închis sunt colorate fotoliile ce vor fi ocupate de comuniști, iar cele în albastru, celor 19 democrați. În cele din urmă, cu albastru deschis, sunt reprezentate fotoliile pe care se vor așeza liberalii din viitorul legislativ. Noul Parlament va fi însă funcțional după validarea rezultatelor de către Curtea Constituțională.